Bărbații Hunedoara Liberă au dat curs și în această săptămână provocării, de data aceasta, de a-și exprima opțiunea cu privire la a-l desemna prin vot pe primarul de municipiu al anului 2022 în județul Hunedoara. Rezultatul parțial al sondajului online adresat cititorilor publicației Hunedoara Liberă relevă faptul că, după cum era de așteptat, cei mai apreciați sunt primarii Hunedoarei și Devei. Atenția cititorilor publicației Hunedoara Liberă sunt primarii celor 7 municipii din județul Hunedoara, respectiv Dan Bobăuțanu Hunedoara, Florin Oancea Deva, Ovidiu Bălan Orăștie, Florin Cazacu Brad, Tiberiu Iacob Riți Petroșani, Lucian Resmeriță Lupeni și Cristian Merișanu Vulcan. Rezultatul parțial îl desemnează pe primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu, ca favorit la titlul de primarul de municipiu al anului 2022. La ora închiderii ediției, la o diferență de peste 100 de voturi, se situează în top și primarul Devei, Florin Oancea. Votul rămâne deschis cititorilor publicației Hunedoara Liberă până vineri 10 februarie, când vom lansa o nouă provocare. Vă puteți exprima opinia accesând site-ul www.hunedoaralibera.ro.